pot să zic că numai eu știu ce e în sufletul meu și a fost un șoc foarte mare. Jur că nu pot să-mi scot din minte. Chiar e foarte greu să povestesc, dar știu că așa o să mă descarc. Cel care a intrat în mine nu avea permis. Nu avea permis de conducere. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și știu că poate e puțin ciudat pentru voi să nu fac intro-ul ăsta super energic și super happy, însă mi-e imposibil să fiu acum fericită, ba chiar sunt un pic mai liniștită decât acum 3 ore, pentru că acum 3 ore și jumătate, cam așa, am avut un accident. Zic din prima că nu a fost vina mea absolut deloc. Acum pot să povestesc despre el pentru că m-am liniștit și am zis să fac un vlog pe tema asta ca să pot să povestesc cu ușurință și să nu fiu încărcată, pentru că pot să zic că numai eu știu ce e în sufletul meu și a fost un șoc foarte mare. Ideea e că nu mai e nicio idee, că nici nu știu cum să încep și cum să vă zic. Da. După cum scrie și în titlu și după cum v-am spus, am făcut accident și poate că vă gândeați că primul vlog în care cuvântul mașină o să apară în titlu o să fie unul foarte drăguț, în care vă prezint mașina mea, în care vă povestesc cum am reușit să-mi iau mașina și mă gândeam ca primul vlog cu mașina mea să fie unul motivațional. Voiam să vă spun că nimic nu este imposibil și așa mai departe. O să facem și vlogul ăla, vă dați seama, însă după ce mi-e să-i mașina din service. Pentru că s-o luăm cu începutul. Azi, când filmez și când s-a întâmplat tot, este duminică. Eu și Baby ne propusesem să filmăm 4 vloguri. 2 pentru mine, 2 pentru el. O să fiu super transparentă cu absolut orice. Codițele mele sunt vraiște. Vlogul ăsta e pe super natural și pe... Spun tot ce-mi trece prin minte, tot ce-mi trece prin suflet, pentru că așa o să mă descarc. De asta a și venit ideea asta de a face vlog. Cum vă spuneam, voiam să filmez 2 vloguri pe canalul meu de YouTube care conțineau practic mașina mea și mașina lui Baby și 2 pentru el, care la fel erau legate de mașinile noastre. Ideea e că ne-am trezit, ne-am luat mașinile, le-am dus la spălat ca să fie frumoase. Am ajuns în locul în care voiam să filmăm, într-un câmp, ca să putem să vă arătăm mașinile și să fie un spațiu liber, să puteți vedea mașinile așa cum trebuie. Mai exact mașina mea, pentru că mașina lui Baby o cunoașteți deja. Dar am ajuns acolo și Baby și-a dat seama că a luat camera, a luat bateria, dar nu a luat cardurile de memorie. Practic, nu aveam cu ce să filmăm. Ei, și de aici a început o mică agitație. Eram puși sub tensiune amândoi pentru că ne grăbeam să filmăm. Era ora 1 și voiam să avem lumină pentru că aveam de filmat 4 vloguri. El a vrut să plece să ia cardurile de acasă. Mi-a zis să-l aștept aici, dar nu am vrut să-l aștept, am zis, hai că merg și eu cu mașina în spatele tău. Alături de mine în mașină era cel mai bun prieten al meu, Nicu. Și am mers Baby în mașina lui și eu cu Nicu în mașina mea, în spate. Am ajuns acasă, Baby a coborât să ia cardurile și Nicu mi-a zis, mergi mai în față ca să întoarcem după să plecăm direct. E, mai în față e practic o intersecție cu o pădure. Ideea e că vorbim de casă, pentru că noi eram la casă, nu la apartament. Deci în afara Bucureștiului, că asta este strada și pe strada asta stăm noi, iar mai în față este o mică intersecție, să-i zic așa, cu pădurea. Adică faci stânga și o iei spre pădure sau poți să faci dreapta să o iei pe un alt drum. Vreau să menționez că pe jos era polei, era gheață și zăpadă. Mergeam foarte, foarte încet pentru că sunt și începătoare, nu vreau să-mi risc viața, deci mergeam foarte, foarte încet. Iar când am vrut să fac curba, practic nici n-am apucat să fac manevra de întoarcere, pentru că din partea stângă a venit o mașină. Aoleu, parcă îmi și aduc aminte. Na! Mi-aduc aminte fața inconștientului care a intrat în mine. Jur că nu pot să-mi scot din minte.
efectiv, stau și mă gândesc că dacă nu eram o mașină și dacă nu aveam o mașină atât de bună, în momentul ăsta puteam să nu mai exist, puteam să fiu moartă. Chiar e foarte greu să povestesc, dar știu că așa o să mă descarc. Și o să încerc să vă explic ca să înțelegeți că nu plâng de nebună. Să vă explic cum a fost toată faza. Eu am văzut că din stânga venea o mașină. Efectiv, eu chiar am avut conduita preventivă. Nu aveam ce să fac. Nu se pune vorba că eram începătoare, că dacă cineva avea mai multă experiență, rezolva situația, pentru că nu aveai ce să faci. Era gheață pe jos. Eu mergeam, cred că aveam, cât aveam Nicu? 5 la oră? 5 la oră. Imediat o să vedeți și ce are Nicu de zis, pentru că el e practic martorul meu. Și o să vedeți, și el o să vă explice cum a fost situația. Eu voiam să întorc și din stânga mea, deci fix pe partea mea, cu foarte mare viteză, cred că avea undeva la 70. Gata, mi-am chemat martorul. Bun, ea zicea cam, că undeva, da, undeva la 70 aveau, ceva de genul. Aveau fiind... pentru că erau mai mulți oameni în mașină. Da, erau 4 persoane în mașină. Da, dar cel care a intrat în mine nu avea permis. Nu avea permis de conducere. Iar acest lucru m-a șocat, pentru că vreau să menționez că nu era un puștan la volan. Că poate vă gândiți, a fost puștan, a vrut să conducă sau ceva de genul. Era om în toată firea. El venea din partea stângă, adică așa, să meargă pe drumul drept, dinspre care am venit eu, dar eu, din drumul drept, am vrut să fac așa. Ca să înțelegeți din ce sau cum s-a lovit, lovitura a avut loc pe partea lui Bibi, adică da. Pe partea șoferului. Adică lovitura eu la asta a fost în partea stângă. Dacă eram ieșiți din afara. Sau dacă era oprit și vrea să coboare din mașină în momentul ăla sau ceva. Zob, efectiv ne făceau, nu... Oricum a încercat să reducă viteza, cred că avea undeva la 70 ceva de genul, a încercat să reducă viteza, dar fiind gheață mai mult s-a dus târâș. Cel care a intrat în mine. Din cauza poleiului și a gheții de pe jos, ca să înțelegeți, a intrat, eu deși eram aici și el trebuia să facă curba, nu a putut să ia curba, pentru că avea viteză, era gheață și... nu avea permis de conducere. Da, nu, atunci Bibi, prima reacție a început să ții pentru un fel. Primul ei zice, vai, nu cred așa ceva. Da, asta am zis prima dată. După ce ne-am revenit, bine, nu ne-am revenit în totalitate din șoc. Eu după ce ne-am dat sunt. Seama ce s-a întâmplat, așa, Bibi s-a dat jos din mașină, s-a uitat la mașină, nu-i vine să creadă. Deci când am văzut ușa de la mașină, praf făcută, o să vă las... o poză aici. Pe fața lui... pune pe fața mea mai bine, așa. O să vă las aici o poză mare să vedeți cum arăta mașina mea. Deci ușa este praf făcută și janta la fel. Vă las o poză și cu mașina lui, care e mai praf făcută, frontal e zob. Bibi, când s-a dat jos, primul instinct, își căuta telefonul, eu la fel, ea suna disperată pe Antonio. Că Antonio era în casă să ia cardurile. Da, tocmai ce ne despărțeam de el. Iar Antonio... telefonul lui era în mașină, ca să înțelegeți, îl sunam. Degeaba. Ca disperată, cred că l-am sunat pe puțin de 8 ori. Nicu... în continuu, până se închide. Da, plângeam efectiv, eu, non-stop. Eu în momentul ăla am luat telefonul, fără să o întreb pe ea, am luat și am apelat 112. Adică el vorbea deja cu 112 și eu țipam la el. De ce nu-mi răspunde Antonio? De ce nu-mi răspunde Antonio? Și ne dându-mi zis... nicio seama, i-am spus că am sunat la poliție. Da, mi-a zis, am sunat la 112. Nu, că o închide imediat, oprește imediat, sună-l pe Antonio. Nu mai mi-am dat nicio seama, am închis la 112. După care m-au sunat ei din nou și a închis la 112 ca să-l sune pe Antonio. Da, și Antonio având telefonul în mașină. Ce zici, baby? Ce să zic, nu mai zic nimic, că a fost un șoc așa de puternic încât nici acum nu mai găsesc cuvintele. Pur și simplu... și încă nu am reușit să dau de... pur și simplu eu... hai, rog, ce faceți? Pur și simplu eram în casă, am luat cardurile și când am coborât la parter, suna un telefon și era telefonul tati. Eu i-am dat telefonul lui tati. Dar nici acum nu știu, cine l-a sunat pe tati? Eu, mami.
Mami. Și tu cum știi că am făcut accident? Din ce îi spuneam într-una, sunam... Nu eu am sunat-o, am și uitat că am sunat imediat după Antonio, am sunat-o pe mami. Da, în momentele alea nu m-a dus capul să sun pe tati, deși tati știam că era aici la casă, mami era la București, la apartament. I-am spus că am făcut accident, că nu sunt eu de vină cu absolut nimic. Mi-a zis mami să stau liniștită, m-a întrebat dacă am eu ceva. I-am zis că îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am absolut nimic, deși a intrat foarte puternic în mine, era o viteză destul de mare, impactul a fost destul de mare. Efectiv, în mintea mea era Antonio, Antonio, să-mi răspundă Antonio. Și eu aveam telefonul în mașină, mamă, dar nu știți, când, mă rog, după ce am la telefonul, i-am dat lui tati și mi-a zis, Anto, hai că a făcut, că a intrat unul în Bibi. Și zic eu, cum adică, gen, nu mi-a venit să cred, zic, e un prank sau ceva, nu mi-a venit să cred. După care am plecat cu tati, am plecat repede și când am ajuns în mașină și am văzut atâtea apeluri, că în prima dată am zis, chiar mi-am controlat telefonul, buzunarele, să văd, dar de ce nu m-a sunat? De unde? Că iubita m-a sunat de 10 ori și telefonul era în mașină. Și am la telefonul și când am văzut că sunt atâtea apeluri pierdute, mamă, m-am simțit așa de prost. Și după am luat, da, pentru că gen, deci când a ajuns la mine m-a luat în brațe, eram terminată, m-am prăbușit în brațele lui. Adică a fost un șoc. Și când am ajuns acolo, pur și simplu și acum am imagine așa, tot la fel, în slow motion, nu știu ce chestiile astea așa mai grele se întâmplă în slow motion. Am imaginat cu multă lume în jurul la mașini, o mașină roșie așa am pus în mijlocul curbei și mașina iubitei care era cu ușa praf, ați văzut și voi și, frate, n-am știut ce să fac, pur și simplu m-am dus la iubita, am luat-o în brațe și am început să tremur, pur și simplu, nu puteam să mă controlez. Volanul meu a avut un pic de suferit, că de nervi, că nu am avut telefonul la mine, i-am dat câțiva pumni. După am mers la secția de poliție, de aici poate să ne spună Bibi mai multe, că eu cu Antonio am stat la ușă, adică n-am avut voie. Da. Am intrat la poliție și pur și simplu am dat o declarație, am rezolvat totul acolo, dar concluzia e că nu trebuie să vă urcați la volan fără permis de conducere. Nu este normal așa ceva. Ideea e că cei care au permis de conducere să conducă foarte, foarte încet și să fie mega atenți mai când este gheață. Da, în perioada asta, iarna, când e gheață pe jos, polei, exact, zăpadă, că probabil ploaie. Dacă nu era gheață, acest accident putea fi evitat. Dar nu neapărat de noi. Cu mare noi, ușurință. Eu, mai ales, nu de Bibi, că Bibi mai mult de atât nu putea să facă. Concluzia e că îmi pare foarte rău pentru domnul în cauză, însă în același timp nu vreau să susțin condusul fără permis de conducere. Am avut noroc, nu a fost un accident atât de grav, dar putea să fie. I se poate întâmpla oricui, absolut oricui. A fost un accident care se putea rezolva cu amiabilă. Însă ideea e că nu aveam cu cine să fac amiabilă, pentru că nu avea permis de conducere. O fază de genul ăsta îți poate schimba radical viața. Complet. Astăzi a fost o chestie minoră, o chestie care e foarte mega rezolvabilă, însă na, putea să fie și mai rău. Doar asta să ne gândim și să oricum impactul a fost foarte mare. Că Dumnezeu te-a avut în grijă. Dar ați văzut și din poze. Mulțumesc, Doamne, că sunt bine din punct de vedere medical. Asta este a doua zi de după accident. Am vrut din tot sufletul să filmez câteva chestii și azi, pentru că recunosc, nu prea am putut să dorm. Mi-a fost un picuț greu. Nu știu, nu m-a luat somn, mă gândeam doar la ce s-a întâmplat. M-am mai liniștit, recunosc, și mi-am dat seama că trebuie mult mai mult să fiu recunoscătoare și să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că nu am pățit absolut nimic. Sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru faptul că a fost un accident din care au rezultat doar pagube materiale. Până la urma urmei este un fier. Un fier la care eu țineam foarte mult și pentru care eu am muncit foarte mult, dar e bine că eu sunt bine și mă bucur din suflet că și domnul care a intrat în mine este bine. Avem cu toții de învățat din chestia asta, mă gândesc eu, și de asta mi-am dorit să filmez câteva chestii ieri, pentru că eu cred și sper că vă e de folos. Și efectiv a fost o lecție pentru mine și am vrut să vă povestesc și vouă. Mă bucur din tot sufletul, din tot sufletul, și mulțumesc încă o dată lui Doamne, Doamne, că nimeni nu a fost rănit. Mașina se rezolvă, nu-i problemă, și promit că atunci când o să iasă din serviciu o să fac un vlog drăguț cu ea, cu bijuteria mea de mașinuță, și o să vă prezint. O să fac vlogul pe care voiam să-l fac, să-l filmez în ziua
în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ei, acum am liniștit și pot să am așa zâmbetul pe buze și să povestesc despre chestia asta cu un pic mai multă ușurință, că nu e ușor. Adică sunt sigură că cei care mă urmăresc și mă iubesc și mă apreciază și cărora le mulțumesc pe această cale se pun în locul meu și se gândesc că totuși e un accident, adică a fost un șoc, chiar un șoc. Dar stau și mă gândesc că, adică cel puțin așa vreau să iau toată treaba asta ca un lucru nu extrem de grav. Stau și mă gândesc că dacă eram coborâtă din mașină, cine știe, poate voiam să verific ceva la roată și mă dădeam jos un pic din mașină, pentru că practic mașina aproape era oprită și fix în momentele în care eu eram afară și apărea acea mașină care a intrat în mine, eu în momentul de față puteam să nu mai am picioare sau... I don't know. Putea să se întâmple un lucru mult mai grav. Deci sunt recunoscătoare că nu s-a întâmplat ceva mai grav. Sper din suflet că lecția asta de viață de care eu am avut parte v-a ajutat și pe voi. Concluzia este că nu trebuie să vă urcați la volan fără permis, asta e clar. Să fiți foarte atenți atunci când e zăpadă, polei, gheață pe jos. Și chiar dacă sunteți în școala de șoferi, nu conduceți. Așteptați să luați permisul și atunci puteți să conduceți. Niciodată să nu conduceți fără un instructor lângă voi dacă nu aveți permisul. Asta a fost concluzia și asta am vrut să evidențiez prin vlogul ăsta. Și totodată aș vrea un picuț să vorbesc pe tema pozei pe care am postat-o ieri. Poza asta pe Instagramul meu, în care foarte mulți dintre voi, dar extrem de mulți, m-ați întrebat dacă sunt bine și vreau să vă mulțumesc, sunteți o comunitate minunată, cea mai frumoasă comunitate am. Da, sunt foarte bine, chiar sunt foarte bine și până la urma urmei e un fier, se repară. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că eu sunt bine, că cel care a intrat în mine este și el bine, mă bucur din suflet. Îmi pare rău pentru situația lui, oricărui om se poate întâmpla. Dar trebuie să fim mai atenți și să nu urcăm la volan fără permis. Încă o dată repet chestia asta. Deci vă mulțumesc pentru mesajele frumoase pe care le-ați scris acolo în comentariile de la poza de pe Instagramul meu. Totodată au fost 2-3 comentarii de genul că e fake, că e prank. Nu e prank, a fost totul 100% real. Câteva de genul că dacă vă uitați în poză, pe ușă se vede ceva roșu și mulți ați spus că e sânge și bineînțeles v-ați speriat. Nu, nu este sânge, este vopseaua mașinii care a intrat în mine. Atât de mare a fost impactul. Și câteva în care ați spus că asta nu e mașină pentru începători. Ei bine, vreau să vă anunț că eu, dacă nu eram o mașină asta care nu e pentru începători, eu puteam să nu mai exist. Datorită faptului că a fost o mașină foarte bună, foarte rezistentă, am avut norocul ca doar ea, mașina, să pățească o chestie care nu e extrem, extrem de gravă. Adică se poate repara cu ușurință. Încă o dată repet, nu a fost vina mea cu absolut nimic și nu aveam cum să previn, nu aveam cum să fac să evit un asemenea pericol, efectiv. Chiar am avut conduita preventivă, încă o dată repet, dar am făcut acest vlog ca să vă spun să fiți atenți, să aveți grijă de voi și atunci când vă luați permisul, abia atunci să conduceți și cu extrem, extrem de mare atenție pe gheață, în special atunci când condițiile meteorologice nu favorizează condusul. Outro-ul l-am făcut ieri pentru că mă gândeam că o să termin vlogul, dar m-am mai calmat un pic, am văzut un pic altfel situația și am vrut să mai vorbesc cu voi, să fiu și mai deschisă, să vă spun exact tot ce e în sufletul meu. Ca un sfat, mulțumiți-i mai mult lui Dumnezeu. E important să-i mulțumim mai mult lui Dumnezeu pentru viața pe care ne-a dat-o, pentru că în orice clipă se poate întâmpla absolut orice. Nu poți să-ți dai seama că într-o clipită poți să nu mai fii efectiv. E important să ne bucurăm de fiecare clipă, de fiecare moment și să fim mai recunoscători pentru sănătate, pentru tot ce avem. Din orice lucru mic să ne bucurăm și să-i mulțumim lui Doamne, Doamne. Și în special eu vreau să vă mulțumesc vouă, oameni minunați și frumoși, că tocmai am postat poza de câteva minuțele și sunt peste 1000 de comentarii în care
transmiteți niște gânduri atât de frumoase și nu-mi vine să cred că vă faceți griji pentru mine și vă iubesc. Atât pot să vă zic. Vă mulțumesc mult, mult de tot. Vă pup și vă las cu outro-ul pe care l-am filmat ieri. Da, o să vină și vlogulețul ăla pe care voiam să-l fac azi, vlogul ăla frumos, în care vă arăt mașina, vă povestesc mai multe despre ea. De fapt, primul vlog pe care voiam să-l fac cu mașina mea, dar uite că așa a fost să fie. O situație nefericită, o situație neplăcută. Sper că prin experiența pe care am trăit-o azi, ați avut ceva de învățat sau poate o să vă fie de folos. Asta îmi și doresc, pentru că asta a fost ideea acestui vlog. Apăsați acolo pe butonașul de like, dat share acestui vlog, să vadă și prietenii voștri. Eu v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Pa! Pa, pa, pa!